s-au împlinit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează, eu îi voi da nădar din izvorul apei vieții. Cel ce învinge va moșteni acestea și eu îi voi fi Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu. Cât despre cei fricoși, necredincioși, întinați, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți cei mincinoși, partea lor este în lacul aprins cu foc și sulf. Și am văzut un tron mare și alb, și pe cel care ședea pe el, dinaintea feței căruia au fugit pământul și cerul și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe cei morți, pe cei mari și pe cei mici stând înaintea tronului și au fost deschise niște cărți și s-a mai deschis o carte, cartea vieții, iar morții au fost judecați din cele scrise în cărți, după faptele lor. Iar marea i-a dat pe morții din ea și moartea și iadul i-au dat pe morții din ele și au fost judecați fiecare după faptele lor. Iar moartea și iadul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Iar dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieții, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.